Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună ciorbă de perișoare de post, o rețetă ideală pentru vegetarieni și vegani, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru ciorbă vom avea nevoie de 400 de grame de roșii în bulion, o jumătate de litru de borș, 4 cartofi, un ardei gras roșu, o ceapă, un morcov, un sfert de țelină, o rădăcină de păstârnac, una de pătrunjel, două tije de apio, toate tăiate în cubulețe, o legătură de pătrunjel și 2-3 linguri de ulei. Iar pentru perișoare vom avea nevoie de 200 de grame de orez fiert pe 3 sferturi, 400 de grame de tocată din plante de la Verdino, o ceapă tocată mărunt, o linguriță de boia, una de cimbru uscat, 60 de grame de făină, o legătură de pătrunjel, sare și piper. Pentru că vom face o ciorbă de perișoare vegană sau de post, vom folosi în locul cărnii tocate, tocata din plante de la Verdino. O voi pune pentru început într-un bol mai mare. Tocata din plante de la Verdino este făcută din proteină de mazăre și ulei de cocos, are aceeași textură precum carnea tocată, este gustoasă și este condimentată și colorată în mod natural. Nu conține colesterol și o puteți folosi în orice fel de preparate în care, în mod obișnuit, aveți nevoie de carne tocată. Peste tocata din plante voi adăuga orezul fiert și răcit, ceapa tocată foarte mărunt, pătrunjel tocat și voi condimenta cu cimbru, cu piper, cu boia și, bineînțeles, cu sare. Voi adăuga și făină, asta pentru că nu folosim ou, iar făina va lega toată compoziția. Voi amesteca foarte bine totul, astfel încât să am o compoziție omogenă. Amestecul trebuie să arate cam așa. Puteți amesteca și cu mâna pentru a amesteca mult mai ușor. Puteți și verifica, luați puțină compoziție și încercați să-i dați formă. Iar dacă aceasta se leagă, este perfectă. Dacă nu se leagă, mai puteți adăuga o lingură de făină în plus. Cu mâinile puțin umezite, iau din compoziție și formez perișoarele, mai mici sau mai mari, după cum doriți. Le trec apoi prin făină, înlătur excesul și le pun pe un tocător. Procedez în același fel, iau puțină compoziție, modelez o perișoară, o trec prin făină, scutur excesul și o pun pe tocător. Voi proceda în același fel și cu restul compoziției rămase până când voi face toate perișoarele. După ce am făcut toate perișoarele, le voi lăsa deoparte cât timp mă voi ocupa de ciorbă. Pentru ciorbă, voi pune uleiul într-o oală, aștept să se încălzească și voi adăuga ceapa, morcovul, țelina, păstârnacul, ardeiul gras, rădăcina de pătrunjel și tijele de apio. Amestec foarte bine totul. Condimentez cu puțină sare și voi găti legumele pentru aproximativ 10 minute la foc potrivit. Când legumele s-au înmuiat, pot adăuga apă. Eu am pus 3 litri, voi adăuga acum și cartofii și mai las ciorba să fiarbă pentru aproximativ 10-15 minute sau până când cartofii sunt aproape gata. Când cartofii sunt aproape gata, pot adăuga roșiile în bulion. Și cu foarte mare grijă, voi pune și perișoarele. Voi adăuga și puțin borș după gust, în funcție de cât de acre sunt roșiile. Și mai las ciorba să fiarbă pentru aproximativ 10 minute, la foc potrivit, cât să fie gata și perișoarele. Când perișoarele s-au ridicat la suprafață, înseamnă că sunt gata. Și-au păstrat forma foarte, foarte bine
și ciorba miroase foarte bine, așa că pot opri focul. Voi adăuga pătrunjelul. Las ciorba să se răcorească puțin, apoi o pot servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de ciorbă de perișoare de post. Arată absolut minunat, este foarte gustoasă, aromată și ușor acrișoară. Perișoarele și-au păstrat foarte bine forma și sunt gustoase și aromate. Această ciorbă este nemaipomenită, are foarte multe legume și este ideală pentru post sau în perioadele în care nu vrem să consumăm deloc carne. Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!